Vă spun tuturor bun venit la seria de prezentări cu titlul Un nou început. Este prima prezentare din această serie. Vor fi 8 prezentări în care sperăm acum la sfârșit de an să îl căutăm pe Dumnezeu, să încheiem anul 2023 cu Dumnezeu și să începem anul 2024 cu El. Pentru că vreau să vă spun, mai important decât orice altceva este să-L avem pe Domnul Iisus Hristos. Prima prezentare, prezentarea din ocazia aceasta, poartă ca titlul Un nou început. Chiar se apropie a doua venire? Chiar se apropie a doua venire? Dragii mei, trăim într-o lume în care sunt multe evenimente care ne iau prin surprindere. Îmi aduc aminte când a început războiul din Ucraina. Nici nu mă gândeam că o să înceapă un război. Și dintr-o dată am deschis știrile și am văzut Ucraina a fost atacată. Chiar așa dintr-o dată? Îmi aduc aminte când a fost atacat Israelul. Dacă nu mă înșel, pe 7 octombrie anul acesta. Și eram la biserică, era sâmbătă, s-a desfășurat tot programul la biserică și seara aveam o întâlnire cu tinerii și am văzut pe tineri strânși grupuri și vorbeau ce nenorocire s-a întâmplat. Eu nu știam despre ce este vorba, că nu citisem știrile în ziua aceea. Și m-am apropiat și eu de un grup și întreb, ce s-a întâmplat, ce discutați? Cum, nu știți ce s-a întâmplat astăzi? Păi uite așa, și-au luat ostateci, și-au omorât oameni. Dragii mei, trăim într-o lume în care totul se poate schimba într-o fracțiune de secundă. În 24 de ore, lumea poate să arate altfel. Trăim într-o lume în care sunt războaie. Trăim într-o lume în care sunt pandemii. Vă aduceți aminte când a început pandemia? S-a așteptat cineva să fim vreodată închiși în casă și să ieși cu cerere afară din casă? S-a așteptat cineva să fii verificat dacă ai fost vaccinat ca să intri în diferite locuri și să ți se refuze accesul? Am pomenit vreodată că se poate întâmpla așa ceva? Dar iată, frații mei, cum în decurs de doar câteva zile lucrurile se pot schimba radical. Radical. Mă uitam anul acesta cu tremurul din Turcia. Vă mai aduceți aminte? Fraților, am văzut niște imagini în care localități întregi au fost făcute una cu pământul. Una cu pământul. Scoteau copii de sub dărâmături. La un moment dat, un bebeluș nou născut. L-au scos de sub dărâmături. Mama lui murise în timp ce îl născuse acolo sub dărâmături. Nici măcar nu avea cordonul ombilical tăiat. Sub dărâmături. Trăim într-o lume în care parcă lucrurile se desfășoară cu asemenea repeziciune încât ne iau prin surprindere. Părinții noștri, bunicii noștri, au trăit și ei astfel de evenimente în viața lor. Însă mi-aduc aminte când îmi povestea tatăl meu de foametea de după al doilea război mondial. Vă aduceți aminte și dumneavoastră. Îmi povestea tatăl meu despre cutremurul care a fost și a cutremurat România cu câțiva ani în urmă. Pe timpul părinților și bunicilor noștri, dragii mei, se întâmpla câte unul, două evenimente într-o viață din astea dramatice. Astăzi am început să trăim într-un an atât de multe evenimente dramatice cât trăiau părinții noștri într-o viață, nu-i așa? Într-un an ai și două războaie, ai și o pandemie, ai și cutremur, sunt și incendii, sunt și inundații și parcă ne întrebăm, Doamne, ce mai vine? Ce mai vine? Ce mai vine? Dragii mei, ne aflăm la sfârșit de an. Este momentul în care tragem linie, vedem ce a fost și ne întrebăm ce urmează. Și pentru că înainte ne stă un nou an, și pentru că am văzut ce s-a întâmplat în anul acesta, două războaie, pandemie, cutremure, incendii, stăm și ne întrebăm, oare anul viitor ce-o mai fi? Oare anul viitor ce va mai fi?
Și, dragii mei, în momentele acestea în care oamenii nu mai știu la ce să se mai aștepte, a venit timpul să punem mâna pe Sfânta Scriptură, să o deschidem și să vedem ce zice Dumnezeu despre timpurile pe care le trăim. Vedeți dumneavoastră, evenimentele pe care le trăim și le vedem înaintea ochilor noștri nu sunt la voia întâmplării. Pentru că vom deschide Biblia în ocazia aceasta și vom citi din Biblie și vom vedea că tot ceea ce vorbește Dumnezeu că trebuie să se împlinească în timpurile sfârșitului, se întâmplă astăzi înaintea ochilor noștri. Și întrebarea de fond pe care ne-o punem fiecare dintre noi este: se apropie oare cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos? Se apropie oare sfârșitul? Dacă cumva anul 2024 va fi anul în care va veni Domnul Iisus Hristos să ne ia acasă, vei fi luat prin surprindere sau vei fi pregătit pentru lucrul acesta? De aceea vă invit ca prin intermediul acestor 8 prezentări cu titlul Un nou început, să putem, dragii mei, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, să vedem unde ne găsim și cum să ne pregătim pentru ceea ce urmează. Dacă anul următor va fi anul în care va veni Domnul Iisus Hristos, nu știm, dar dacă va fi să fie așa, cum să mă pregătesc pentru întâlnirea cu Domnul Hristos? Cu ocazia aceasta, aș vrea să citim câteva pasaje biblice prin care cuvântul lui Dumnezeu ne atenționează cu privire la ce trebuie să se întâmple înainte de cea de-a doua venire a Domnului Hristos. Și Biblia ne învață și ne spune că dacă lucrurile acestea pe care le vom citi se vor întâmpla și se vor împlini înaintea ochilor noștri, să știm că revenirea Domnului Iisus Hristos este aproape. Ați vrea să știți ce spune Biblia despre apropierea revenirii Domnului Hristos? Aș vrea să știți ce zice Biblia că trebuie să se întâmple înainte ca Domnul Iisus Hristos să revină? Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 24, și să citim împreună versetul 3 și după aceea versetele 6 până la 8. Ucenicii i-au pus o întrebare Domnului Iisus Hristos înainte ca El să fie crucificat și să se înalțe la cer. Matei, capitolul 24, versetul 3, pagina 952, aceia care aveți Biblie la dumneavoastră, vă invit să deschidem Biblia și să citim împreună. Matei 24, versetul 3 și după aceea de la 6 până la 8. Spune așa: El, adică Domnul Iisus Hristos, așezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis: Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acesta? Ați înțeles întrebarea? Ce întrebare pun ucenicii Domnului Iisus Hristos? Doamne, am înțeles că trebuie să te ridici la cer. Am înțeles că trebuie să pleci. Dar când vei reveni? Când se vor întâmpla lucrurile acestea? Când va veni sfârșitul? Aceeași întrebare pe care o avem și noi astăzi în suflet. Și auziți ce răspunde Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 24, de la versetul 6. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciun. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Dragii mei, am citit din cuvântul lui Dumnezeu. Ucenicii, la fel ca fiecare dintre noi, au fost și ei curioși să-L întrebe: Doamne, când se apropie sfârșitul? Care sunt semnele sfârșitului? Și Domnul Iisus Hristos le spune în felul următor: veți auzi de războaie și vești de războaie.
Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumă. Și Domnul Iisus Hristos spune în felul următor, dar toate acestea vor fi decât începutul durerilor. Dragii mei, anul trecut am devenit și eu tată pentru prima dată. S-a născut primul nostru copil, o fetiță, și îmi aduc aminte foarte clar seara, noaptea, fetița noastră s-a născut spre dimineață, însă seara, noaptea, pe la 10-11 noaptea, au început durerile nașterii pentru soția mea. Cuvântul lui Dumnezeu când spune aici, dar toate acestea nu sunt decât începutul durerilor, Dumnezeu spune și în original spune că vor începe ca durerile nașterii. Și am văzut și eu cum au fost durerile nașterii pentru soția mea. Știți cum au fost? La început erau rare, dar din ce în ce s-apropia momentul nașterii, cu atât durerile nașterii erau din ce în ce mai dese și din ce în ce mai dureroase. Când Domnul Iisus Hristos vorbește despre cea de-a doua venire a sa, vorbește despre semnele acestea, foamete, ciun, cutremure, războaie, spune toate lucrurile acestea se vor întâmpla ca durerile nașterii, vor fi din ce în ce mai dese și din ce în ce mai dureroase. Dragii mei, sunteți mulți mai în vârstă. Ați mai pomenit vreodată să se întâmple atât de multe lucruri rele, cutremure, războaie, ciumi, pandemii, incendii, atâtea nenorociri într-un timp atât de scurt? Ați mai pomenit vreodată să se întâmple așa? Când îmi povestea bunicul meu, când îmi povestea tatăl meu despre evenimentele din trecut, în toată viața pe care o trăiau ei de 70, 80, 90 de ani, povestea că a fost un război, maxim două în toată viața lor, povestea că a fost una, două foamete, pandemii nu prea avuseseră pe timpul lor, cutremure iarăși, unu, două. Însă, dragii mei, dacă este să luăm numai anul 2023, le-am avut pe toate în anul ăsta. Le-am avut pe toate în anul ăsta. Și nu un război, două. Și nu știm ce o să mai vină, că încă nu s-a terminat anul. Mai sunt câteva zile. Au fost cutremure, au fost incendii, a fost foamete. Nu-i la noi foamete, dar este în alte părți. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa, dragii mei, Matei 24 spune... Vor fi războaie, un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Și auziți tot în Matei capitolul 24, cuvântul lui Dumnezeu spune versetele 32 și 33, pagina 953. Matei 24 cu 32 și 33 zice așa, de la smochin învățați pilda lui, când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Dragii mei, când vedem că ies ghioceii, ce știm? Se apropie primăvara. Când vedem că încep să înflorească pomii, știm că se apropie primăvara, se apropie vara. Când vedem semnele acestea despre care vorbește Domnul Iisus Hristos, mulți oameni zic, aoleu, ce se întâmplă? Dar dacă ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu, știm ce se întâmplă. Se apropie venirea Domnului Iisus Hristos. Nu știm dacă o să fie anul viitor. Nu știm dacă o să fie peste 6 luni, peste 1 an sau peste 2 ani. Pentru că Domnul Iisus Hristos ne spune tot aici, în Matei capitolul 24, că ziua venirii Lui nu știe nimeni. Nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl.
Nimeni nu poate să știe ziua exactă în care va veni Domnul Iisus Hristos. Însă ceea ce putem să știm cu certitudine și ceea ce ne-a lăsat Domnul Iisus Hristos în cuvântul Lui este să știm când se apropie. Și zice, când veți vedea toate lucrurile acestea că se întâmplă, să știți că venirea Domnului este aproape. Este chiar la uși. Dragii mei, când ne uităm la războaiele din jurul nostru, la pandemii, la evenimente care se întâmplă cu asemenea repeziciune încât suntem luași prin surprindere, vorbeam despre pandemie. Dragii mei, cei care sunteți mai bătrâni, ați pomenit vreodată vreun eveniment în viața dumneavoastră în care ca să ieși din casă trebuia să completezi o hârtie? Ați pomenit vreodată în cei 70-80 de ani pe care ați trăit? A pomenit cineva așa ceva? Niciodată! E pentru prima dată când se întâmplă. Și vreau să vă spun că lucrul ăsta nu s-a întâmplat doar în țară la noi. Vorbeam cu cunoștințe din Italia și ne spunea, măi, dacă nu suntem vaccinați, n-avem voie să ne urcăm în autobuz, n-avem voie să mergem cu trenul, n-avem voie să mergem cu metroul. Dacă nu ești vaccinat și nu arăți că te-ai vaccinat, n-ai voie. Și toți oamenii se uită și asistă la lucrurile astea, se înspăimântă, dar puțin știu ce înseamnă ele. Dragii mei, toate lucrurile acestea, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, ne spun că vremea este aproape. Și Biblia nu se oprește aici. Pentru că, pe de o parte, Domnul Iisus Hristos ne vorbește și ne spune că vor fi semne în natură, războaie, cutremure de pământ, foame, teciuni, care vor prevesti cea de-a doua venire. Dar, pe de altă parte, Biblia ne vorbește și despre alte semne care se vor întâmpla în mijlocul oamenilor. Semne care vorbesc despre stricăciunea oamenilor. Vreau să citim câteva texte biblice cu privire la lucrul ăsta. Alte semne ale timpului sfârșitului. A doua Timotei, capitolul 3, de la versetul 1 până la 5. Pagina 1170. Vă invit să deschidem Biblia împreună, pentru că este bine să citim din cuvântul lui Dumnezeu. A doua Timotei, capitolul 3, de la versetul 1 până la 5. Pagina 1170. Spune așa. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Și auziți de ce vor fi vremuri grele? Nu vor fi vremuri grele că știu eu cine știe ce lucruri se vor întâmpla. Vor fi vremuri grele pentru că oamenii vor deveni răi, frații mei. Și auziți de ce vor deveni răi? Zice așa. Căci oamenii vor fi iubitori de sine. Iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Ați fost atenți, dragii mei, ce alt semn prevestește cea de-a doua venire a Domnului Hristos? Spune că oamenii se vor strica. Și spune, oamenii vor iubi banii, oamenii vor deveni lăudăroși, oamenii vor deveni nemulțumitori, oamenii vor deveni, auziți, neascultători de părinți. Neascultători de părinți. Mă înspăimântă când mă uit în rândul tinerilor și văd cum tineri de doar câțiva ani răspund părinților. Deschizi televizorul și vezi cum copiii de doar câțiva ani de zile se supără pe mama și pe tata că nu le dă bani să facă ce vor ei și omoară, frații mei. Am mai pomenit așa ceva? Natura omului devine din ce în ce mai decăzută. Și spune Biblia, oamenii vor deveni mai mult iubitori de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Vreau să vă întreb un lucru. Dacă am fi dat o petrecere în seara asta aici, am fi avut loc în biserică? De ce, frații mei?
Pentru că oamenii sunt iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Vin din Anglia. Aș vrea să vă spun că am trăit în Anglia ce n-am trăit în viața mea nicăieri. Îmi zice un prieten pastor la un moment dat: Bogdan, vreau să te duc într-un loc în care n-ai mai fost niciodată în viața ta. Să vezi ceva ce n-ai mai văzut niciodată în viața mea. Zic, nu, bun, hai să mergem. Merg, fraților, parchez într-o parcare, era o biserică, o catedrală, extraordinar, cu turnuri, făcută din marmură, din bucăți de stâncă, de piatră. Extraordinar arăta. Când dau să intru, știți că la intrare în biserică se spune biserica ortodoxă, biserica catolică, biserica adventistă, biserica penticostală. Nu scria nicăieri ce fel de biserică este. Și îmi zice prietenul meu: știi ce a devenit biserica asta? Ce a devenit? Deci a devenit restaurant. Dacă nu mai venea nimeni la biserică, au vândut biserica și au făcut restaurant. Mergeți, frații mei, la biserică, nu de Paște și de Crăciun. Că de Paște și de Crăciun toată lumea se duce la biserică. Mergeți la biserică în timpul anului și o să vedeți cât de goale sunt bisericile astăzi. Și duceți-vă la club sau la discotecă. N-ai loc să intre. Pentru că oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos a citit textul mai devreme care spune: când veți vedea aceste lucruri, să știți că venirea Fiului Omului este chiar la uși. Se apropie cu adevărat a doua venire a Domnului Hristos? Frații mei, oriunde ne uităm, în orice direcție privim, că privim în natură, niciodată nu s-au întâmplat atât de multe cataclisme, atât de multe nenorociri, că privim la condiția umană, niciodată în istoria lumii oamenii nu au fost atât de răi și de necredincioși ca astăzi. Și privind la toate lucrurile acestea, cuvântul lui Dumnezeu spune: se apropie sfârșitul. Se apropie sfârșitul. Și întrebarea pe care aș vrea să ne-o punem în seara aceasta este următoarea. Dragii mei, dacă se apropie sfârșitul cu adevărat, și pe baza Bibliei am văzut că chiar se apropie, ce lucruri avem de rezolvat în viața noastră ca să-L întâmpinăm pe Domnul Iisus Hristos? Pentru că Biblia spune, frații mei, că pe mulți oameni cea de-a doua venire a Domnului Hristos îi va lua prin surprindere. Și când Domnul Hristos va veni, spune, mulți oameni creștini care știau că o să vină cea de-a doua venire, o să zică: aoleo, a venit deja? Vreau să vă întreb un lucru. Credeți că atunci când Domnul Iisus Hristos va reveni, vom mai avea timp să ne ducem să batem la poartă la vecinul nostru și să zicem: auzi, vecine, a venit Domnul Hristos, te rog, iartă-mă că vreau să ne împăcăm, să ne prindă Domnul Hristos în păcați. Credeți că mai avem timp să facem lucrul ăsta? Credeți că mai avem timp atunci când va veni Domnul Iisus Hristos ca neregulile pe care le-am făcut atunci când, știu eu, am completat diferite documente, banii pe care i-am câștigat în mod nejustificat? Crezi că mai avem timp să zicem: aoleu, trebuie să repar lucrurile, registrele? Mai avem timp să facem așa ceva? Nu mai avem timp, dragii mei. Pentru că venirea Domnului Hristos ne va lua prin surprindere. Îmi aduc aminte tatăl meu, când eram mic, am promutat pe un vecin mai de departe, dintr-o localitate mai îndepărtată, un prieten, l-am împrumutat cu o sumă mărișoară de bani. Persoana aceasta avea o afacere, avea o tarabă în piață, vindea diferite legume, fructe, și cumpăra și vindea. Și la un moment dat a venit la tatăl meu să împrumute de la el. Și tata i-a dat banii, dar i-a zis: mă, am copii mici, trebuie să-mi dai. Și au fixat împreună o perioadă când să-i dea bani. S-a apropiat perioada și mi-l aduc aminte pe tata, își făcuse calcule. Avea și el nevoie de bani. Și
prietenul lui, căruia îi dăduse banii, se făcea ca uitat. Se făcea ca uitat. Și trece o zi, trece două, trece o săptămână. Și la un moment dat, pentru că tatăl meu avea nevoie de bani, s-a dus la el și a zis, mă, dar trebuia să-mi dai banii, când mi-i mai dai înapoi? Și zice, las că ți-i dau eu, n-am acum, dar ți-i dau eu. Și a trecut o lună, și a trecut două, și a trecut patru luni, și a trecut cinci luni. Și îl mai întreba din când în când, n-am acum, dar ți-i dau. Și mi-aduc aminte, frații mei, că a venit ultima zi din an. Ultima zi din an. Era mic, dar mi-aduc aminte ziua aia ca astăzi. Știam că tatăl meu îi împrumutase bani, știam că nu-i mai dăduse banii de luni, de zile. Și văd că bate la ușă prietenul tatălui meu. Vine, bate la ușă, salută pe tatăl meu și zice, ți-am adus banii. Și zice așa, îi semn rău dacă încep 9 ani cu datorie. Dacă vreau să am noroc în anul care vine și să nu intru cu datorii și să câștig, trebuie să îmi dau toate datoriile înainte de anul nou. Și în ultima zi, pe 31 decembrie, a venit și și-a dat ultima datorie ca să nu înceapă anul cu ghinion. Cu ghinion. Frații mei, vreau să vă zic un lucru. Este așa o poveste care pare hazlie, dar e adevărată. Dar vreau să vă zic un lucru. Dacă sunt oameni astăzi care nu încep noul an cu datorii, că consideră că ar fi un ghinion, nu ar trebui să fim mai serioși cu Dumnezeu și să începem noul an cu lucrurile rezolvate față de Dumnezeu mai degrabă decât față de oameni? Se apropie sfârșitul anului 2023. Mai sunt câteva zile, dragii mei, din anul acesta. Și mulți oameni trag linie și își fac socotelile la bani, își fac socotelile la ce au realizat, la ce au construit. Dar puțini oameni trag linie și își fac socotelile cu Dumnezeu. Dragii mei, dacă pentru lucrurile pământești vrem să încheiem noul, să încheiem anul acesta cu bine și să-l începem anul viitor fără datorii, fără diferite lucruri, cum ar fi să terminăm anul acesta și să-l începem pe cel viitor cu lucrurile rezolvate și față de Dumnezeul nostru? Și întrebarea de fond este asta. Dacă în anul 2024 va veni Domnul Iisus Hristos să ne ia acasă, ce lucruri mai ai de rezolvat cu Dumnezeu ca să fii pregătit să-L întâmpini când va veni pe norii cerului? Dragii mei, vreau să vă spun în seara aceasta cu cea mai mare sinceritate și vă spun lucrul ăsta din inimă. Vor fi oameni care vor pierde cerul pentru că nu și-au luat timp să se ducă să se împace cu vecinul lor, cu prietenul lor care l-a supărat, cu copiii lor, cu fratele lor sau cu sora lor. Vor fi oameni care vor pierde cerul pentru atât, dragii mei. Vor fi oameni care vor vedea că se apropie revenirea Domnului Hristos, vor vedea că se întâmplă evenimentele care le prezice Biblia, dar vor zice, mai e timp, mai e timp. Și vor fi oameni care vor pierde cerul, nu vor fi mântuiți, pentru că nu au avut curajul să se ducă și să spună celui cu care s-au certat, iartă-mă. Vă dați seama să pierzi cerul pentru atâta? Dragii mei, și merg mai departe, vor fi oameni care vor pierde cerul pentru că nu au putut să se abțină de la a spune o minciună. O minciună. De la o minciună, vă dați seama, să pierzi cerul? Să spui, domnule, îmi pare rău, uite, te-am mințit. Și vor fi alți oameni care vor pierde cerul pentru că li s-a părut că nevasta vecinului e mai frumoasă decât nevasta lui. Și vor pierde oameni cerul pentru atât, dragii mei. Vreau să vă întreb, se merită să pierzi viața veșnică pentru atât? Dragii mei, am văzut oameni care pe patul de suferință, am mers de câteva ori la persoane care își trăiau ultimele zile din viață. Și pe patul de suferință ar fi dat oamenii aceia tot ceea ce aveau ca să mai trăiască o zi, o lună, un an. Putea să dea orice. Nu le mai dădea nimeni o zi în plus.
Și dacă este doar să cântărim, doar din punctul ăsta de vedere, să-ți dea Dumnezeu viață veșnică, fără boli, fără suferință, și tot merită să lași totul pentru împărăția cerurilor. Se merită? Se merită. Și, dragii mei, merg mai departe și vă mai spun încă ceva. Știți că vor fi oameni care vor pierde cerul pentru un pahar de tărie? Și oamenii vor zice, aș vrea, dar nu pot. Și vor fi oameni care vor pierde cerul pentru o țigară, că nu au putut să o lase în urmă. Și vor fi oameni care vor pierde cerul pentru răutate, că n-au putut să se abțină. Zice, domnule, merg până în pânzele albe să-mi fac dreptate. Și pentru atât vor pierde oamenii cerul. Vreau să vă întreb, se merită? Nu se merită, dragii mei. Pentru că împărăția cerurilor înseamnă totul. Dacă doar pentru pământul acesta trăim și ne chinuim 70-80 de ani cu boală, cu nenorocire, cu suferință, cu durere, suntem cei mai nenorociți oameni. Nu am fost creați pentru pământul acesta. Am fost creați pentru viață veșnică. Și viața aceasta veșnică este pentru fiecare dintre noi. Nu este doar pentru pastori, nu este doar pentru ortodoxi, nu este doar pentru adventiști, nu este doar pentru baptiști sau penticostali. Viața veșnică este pentru toți, pentru toți oamenii. Dar Dumnezeu nu poate să dea viața veșnică oricum. Noi nu putem să avem viață veșnică și să trăim în continuare în păcat. Trebuie să lăsăm păcatele noastre în urmă ca să putem să avem parte de viața veșnică. Noi avem, dragii mei, să avem și viața veșnică, dar să trăim cum vrem noi. Se poate așa? Nu se poate. Îmi aduc aminte de o experiență. O soră la predică a auzit și și-a dat seama că trebuie să te împaci cu cei dragi ai tăi. De 3 luni de zile nu mai vorbea cu mama ei. Plecase din România, era în Anglia. Și de când plecase de acolo, nu mai reușise să vorbească deloc cu mama ei. Și la un moment dat, pastorul, când a spus în față, fraților, e posibil să pierdem cerul pentru atât, că nu poți să spui iartă-mă. Zice, vă rog frumos, în seara aceasta când plecați de la biserică, luați telefonul și nu mai lăsați să treacă 24 de ore, luați telefonul și sunați persoana cu care sunteți certați, sunteți supărați și rezolvați-vă lucrurile. Sora aceasta a plecat de la biserică și o frământa în sufletul ei. De 3 luni de zile nu mai vorbise cu mama ei și zice, frate pastor, am luat telefonul și am sunat-o pe mama mea. Și stăteam așa cu inima ca un purice. Ce o să-mi zică când o să-mi răspundă? Și zice, a sunat telefonul o dată, de 2 ori, de 5 ori, de 6 ori. Și zice, de la un moment dat s-aude din partea cealaltă, abonatul nu poate fi contactat. Și zice, dintr-o dată m-am liniștit așa în sufletul meu. Am vrut, dar nu mi-a răspuns. Dacă mi-ar fi răspuns, mi-aș fi rezolvat problema, acum să simțea, gata, eu am încercat, dacă nu s-a putut, nu s-a putut. Trebuia să-mi răspundă, zicea ea. Dacă nu mi-a răspuns, înseamnă că nu vrea să-și rezolve problema. Eu am vrut. Dar zice, frații mei, după aceea a început inima din nou să o frământe și să zică, da, dar tot nu ți-ai rezolvat problema. Trebuie să suni până când îți răspunde. Să-ți rezolvi problema cu mama ta. Asta s-a gândit, l-a sunat pe fratele ei, care era în aceeași curte cu mama ei. Răspunde la telefon și zice, auzi, ai putea să-mi o dai, te rog frumos, pe mama să vorbesc cu ea la telefon? I-a fost greu. I-a dat-o pe mama ei, mama ei stătea supărată, nu vrea să vorbească cu ea. Dar atât i-a zis, mama,
Îmi pare rău că nu te-am sunat 3 luni de zile. Dacă ți-am greșit cu ceva, te rog să mă ierți. Dragii mei, s-a muiat mama ei imediat. A început să vorbească cu ea și a cerut și ea iertare. Și mi-aduc aminte, următoarea zi, când a venit sora noastră la biserică, era un program care dura mai multe zile, a venit cu o față strălucitoare așa, m-a chemat de bucurie în camera din spatele bisericii și zice: frate pastor, vreau să vă zic ceva. Am sunat-o pe mama și mi-a rezolvat problema cu ea. Era atât de fericită încât radia de bucurie. Și am văzut, dragii mei, cum toată povara aceea pe care o purta în spate și care o apăsa, a lăsat-o dintr-o dată jos. Dragii mei, știți că atunci când noi nu putem să iertăm, purtăm o povară în spatele nostru? Știți că oamenii care nu iartă se îmbolnăvesc mult mai repede de tensiune arterială? Se îmbolnăvesc mult mai repede de ulcer? Știți că faptul atunci când nu iertăm este spre paguba noastră, nu a celuilalt? Și atunci când ierți, mai degrabă este spre sănătatea ta decât spre sănătatea celuilalt, adică spre beneficiul tău? Dragii mei, cu ocazia aceasta vreau să vă spun următoarele cuvinte. Se apropie revenirea Domnului Iisus Hristos. Toate semnele vorbesc că Domnul este gata să vină. Ne uităm în natură. Tot ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos în cuvântul Lui se întâmplă înaintea ochilor noștri. Și din ce în ce mai des și din ce în ce mai grav lucrurile acestea se întâmplă înaintea ochilor noștri și prevestesc că revenirea Domnului este aproape. Ne uităm la condiția umană și oamenii se degradează pe zi ce trece. Vecini nu mai pot să vorbească unul cu altul. Părinți se ceartă cu copiii. Copiii, frați, se ceartă între ei, frate cu frate și frate cu soră. Nu mai pot să trăiască oamenii unul lângă altul. Apar tot felul de nenorociri și mă uit în rândul tinerilor, apar droguri, apar copiii încep să folosească tutun și alcool de la vârste mici. Niciodată nu s-a pomenit așa ceva. Dacă pe timpul când eram eu copil, vedeai un adolescent cu țigara în mână, le era rușine să facă așa ceva. Părinții ar fi certat. Astăzi fumează copiii de față cu părinții. Nu mai e nicio problemă. Mă uit în străinătate. Ce nenorocire au început să apară. Copiii de 12 ani încep să se drogheze, dragii mei. Niciodată nu s-a pomenit așa ceva vreodată în istoria lumii. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune: când veți vedea lucrurile acestea, să știți că se apropie cea de-a doua venire. Să vă îndreptați ochii spre cer, pentru că Domnul este gata să vină. Dragii mei, văzând că Domnul este gata să vină, ce pregătire avem de făcut? Ce lucruri mai avem de pus la punct în viața noastră ca să fim pregătiți? Poate că trebuie să iertăm, poate că trebuie să rezolvăm problemele pe care le avem cu soția sau cu vecinul. Poate că trebuie să ne lăsăm de minciună, poate că trebuie să ne lăsăm de furăciune, poate că trebuie să nu mai ne înșelăm soțul sau soția. Poate că trebuie să facem diferite lucruri pe care știm că sunt greșite, dar totuși am zis până acum, mai e timp. A venit timpul, dragii mei, când nu mai putem să zicem mâine. Trebuie astăzi să ne rezolvăm problemele cu Dumnezeu. Aș vrea să închei și să citim împreună a doua Corinteni, capitolul 5, cu versetul 20. Mă invit încă o dată și pentru ultima dată în ocazia aceasta să deschidem Biblia și să citim textul din a doua Corinteni, capitolul 5, cu versetul 20, pagina 1132. Spune așa, a doua Corinteni, 5, cu 20. Noi, dar, suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos. Împăcați-vă, dar, cu Dumnezeu. Dragii mei, nu-i la întâmplare că în ocazia aceasta sunteți prezenți aici.
Nu e la întâmplare că acest mesaj îl ascultați acum, la sfârșitul anului 2023. Nimic nu este la întâmplare cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, în dragostea Lui infinită, și-a spus: vreau ca și fratele și sora să fie mântuiți. Dar mai are câteva lucruri de rezolvat. Și în seara aceasta, Duhul lui Dumnezeu ne vorbește fiecăruia dintre noi și ne spune: vrei cu adevărat să te pregătești pentru întâlnirea cu mine? Dacă vrei cu adevărat să ai parte de viața veșnică, trebuie să rezolvi lucrurile acelea care știi că sunt greșite în viața ta. Vrei să le rezolvi? Și Domnul Iisus Hristos ne spune: vă îndemn dar fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Astăzi împacă-te cu Dumnezeu, nu mâine. Ați vrea în seara aceasta să ne brădăm cu toții inima lui Dumnezeu și să zicem: Doamne, lucrează și în inima mea. Doamne, schimbă și inima mea. Doamne, pregătește-mă și pe mine, pentru că vreau să termin anul acesta 2023 cu Tine, Doamne. Vreau să încep anul 2024 cu Tine. Dragii mei, am alergat an de an pentru noi, ca să strângem, să construim la casă, să schimbăm mașina. Am alergat atâția ani pentru noi și n-am fost fericiți. Haideți anul care vine să nu mai alergăm pentru noi, să alergăm pentru Dumnezeu. Haideți să facem viața altfel. Haideți anul 2024 să-L începem cu Dumnezeu. Și dacă îl începem cu Dumnezeu, să zicem: Doamne, vreau să iau o decizie radicală. Vreau să trăiesc cu Tine fiecare zi a vieții mele, de aici înainte. Închei prin a vă spune o experiență. Un tânăr de la biserica de unde slujesc, din Londra, mi-a dat un telefon într-o zi și zice: frate pastor, vreau să vorbesc ceva cu dumneavoastră. Am văzut, era foarte trist. Se căsătorise de vreun an de zile și zic: măi, ce s-o fi întâmplat? Are probleme în familie? S-a întâmplat ceva? Și zice: frate pastor, am o problemă. Zice: eu am plecat într-o excursie cu soția mea. V-am spus, erau căsătoriți de un an de zile. Și zice: înainte să plec în excursie, aveam un prieten bun la lucru. Lucram pe șantier cu el. Zice, avea 29-30 de ani. Tânăr băiat. Era căsătorit și avea 2 copii. Soția lui era în România și el veniseră în Anglia să câștige câțiva bani ca să mai construiască și ei la casa pe care o avea. Își propusese să lucreze câțiva ani de zile și după aia să se întoarcă la soția lui și să se bucure de casa pe care și-au construit-o. Era un băiat muncitor. Și zice, i-am vorbit despre Dumnezeu. Și așa frumos am avut câteva zile discuție despre Dumnezeu și a zis că vrea și el să cunoască mai multe. Și la un moment dat, îmi spunea tânărul acesta, l-am întrebat: ai Biblie? Și el mi-a zis: n-am Biblie, ai vrea să citești? Zice, aș vrea. Zice, ți-aduc eu o Biblie. Dar prietenul acesta al meu zice: uite, eu plec într-o excursie cu soția mea, stau o săptămână, dar după o săptămână mă întorc și ți-aduc Biblie. Și zice așa: în timp ce eram plecat, nu mai știu în ce altă țară era plecat, primesc un telefon de la soția lui. Și zice: măi, tu l-ai mai văzut pe soțul meu? Că mie nu mai răspunde la telefon. Zice: măi, eu sunt plecat într-o excursie, dar uite, încerc și eu să-l sun. I-a închis telefonul, a încercat să sune, telefonul suna, nu mai răspundea. Și sună înapoi pe soția prietenului și zice: măi, uite, o să sun eu pe un prieten comun care locuiește în apropiere și o să-l rog să meargă până la el, să vadă ce s-a întâmplat. Dragii mei, s-a dus, a intrat în casă, a bătut la ușă o dată, de 2 ori, de 3 ori, nu răspundea nimeni. Încearcă ușa, ușa era închisă pe interior. Împinge un pic mai tare de ușă, ușa se deschide. Și când intră în casă, băiatul acesta de doar 29 de ani era în pat, învelit, se culcase seara, nu suferea de nicio boală. Și a doua zi nu s-a mai trezit.
Și băiatul acesta m-a sunat și îmi zicea, frate pastor, trebuia să-i dau o Biblie când mă întorceam din excursie. Îmi pare rău că nu i-am dat-o înainte să plec din excursie. Poate apuca să o citească. Zice, acum o am, dar nu mai am cum să-i o dau. Nu mai am cum să-i o dau. Am strâns la biserică niște bani ca să putem să repatriem trupul și să-l îngroape acasă, în țară. A rămas o soție cu doi copii. Un băiat de 29 de ani. S-a așteptat cineva să moară? Nimeni. Iubiții mei, cu ocazia aceasta vreau să vă spun următoarele cuvinte. Nu lăsa pe mâine să-ți rezolvi problemele cu Dumnezeu. În seara aceasta, dacă auzi invitația din partea lui Dumnezeu, ia astăzi o decizie. Nu pleca de aici înainte să spui, Doamne, vreau și eu să-mi predau viața Ție. Nu știu dacă vom mai avea ocazia să ne întâlnim și mâine sau și poi mâine. Nu lăsa pentru mâine. Nu lăsa pe poi mâine. Nu lăsa pe peste 8 zile când se va încheia evangelizarea. În seara aceasta, dacă auzi glasul lui Dumnezeu care ți întinde invitația, dacă ai simțit că Dumnezeu lucrează la inima ta, spune și tu, Doamne, văd că se apropie revenirea Ta. Toate semnele vorbesc despre lucrul acesta. Doamne, vreau și eu să-mi predau viața Ție. Ajută-mă, Doamne, să scap și eu de problemele din viața mea. Doamne, mint, Doamne, fur, Doamne, curvesc. Doamne, nu sunt așa cum ar trebui, nu pot să iert. Dă-mi Tu putere să iert, Doamne. Pentru că vreau și eu să am parte de viața veșnică. Vreți în ocazia aceasta să ne predăm viața lui Dumnezeu? Vreți în ocazia aceasta să spunem, Doamne, am simțit că mi-ai atins inima. Vreau și eu să fac o schimbare în viața mea. Dacă vreți ca în seara aceasta să ne predăm viețile lui Dumnezeu și să-L invităm în viața noastră, mai vin să ne ridicăm cu toții pe picioare și să ne rugăm împreună. Iar dacă în timpul rugăciunii vei simți că Dumnezeu lucrează la inima ta și că Dumnezeu vrea să schimbe viața, să spui și tu, amin, ori de câte ori vei fi de acord cu ceea ce se va spune de aici din față. Mă invit ca să ne rugăm împreună. Iubitul nostru Tată Sfânt, în timpurile acestea în care trăim, timpuri în care lucrurile se pot schimba de la o zi la alta, ne dăm seama, Doamne, cât de trecători suntem. Ne dăm seama, Doamne, că fără Tine nimic nu este sigur pe pământul acesta. Doamne Iisuse, în seara aceasta am văzut și conștientizăm că venirea Ta se apropie, Doamne. Dar ne dăm seama că noi încă nu suntem pregătiți pentru a ne întâlni cu Tine. Doamne Iisuse, vrem să venim înaintea Ta așa slabi și păcătoși cum suntem, pentru că știm, Doamne, că Tu vrei să ne primești la Tine. Doamne Iisuse, binecuvintează fiecare suflet care a auzit mesajul Tău din seara aceasta. Doamne Iisuse, lucrează Tu în inima fiecăruia dintre noi. Ajută-ne, Doamne, să fim iertători acolo unde nu am iertat. Ajută, Doamne, să putem să fim corecți acolo unde nu am fost corecți. Ajută-ne, Doamne, să putem să facem lucrurile așa cum vrei Tu. Doamne Iisuse, suntem greșiți, dar vrem prin puterea Ta să trăim o altă viață. Ne aflăm la sfârșit de an și vrem, Doamne, cu ocazia aceasta să ne predăm viața în mâna Ta, ca să încheiem anul acesta împreună cu Tine și să începem anul următor tot cu Tine. Doamne Iisuse, am trăit atâția ani pentru noi și nu am realizat nimic, Doamne. Suntem tot goi în sufletele noastre. Dar vrem, Doamne, ca anul care ne stă înainte să-L trăim pentru Tine. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Binecuvintează fiecare suflet din seara aceasta. Privește spre dorința inimii fiecăruia dintre noi. Și ajută-ne, Doamne, ca astăzi să ne predăm cu totul viețile în mâna Ta. Binecuvintează-le pe toți. Și vino și locuiește Tu în inima noastră, căci Te-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Domnul să ne binecuvinteze. Și dacă în seara aceasta Domnul ne-a atins inimile, vă aștept și la întâlnirea din ocazia viitoare. Domnul să fie cu noi și decizia pe care am luat-o cu ocazia aceasta să fie o decizie care mâine să nu ne răzgândim de ea. Să o ținem
până când va veni Domnul Iisus Hristos. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amen.